N-au făcut ei față în cupele europene, dar sunt sursă de inspirație pentru alții. Handbaliștii Energie au fost puși repede la punct de portughezii de la Porto, dar exemplul lor i-a motivat și pe colegii de la basket. Noul președinte al Energiei, Marius Vlaicu, are planuri mari și le pregătește o surpriză plăcută iubitorilor de basket din Târgu Jiu. O să vă spun și unul dintre obiectivele mele, probabil mulți o să zică ce mai vrea și domnul Vlaicu, dar și eu îmi doresc ca echipa de basket să evolueze în viitor, poate la anul sau atunci când vom avea și resurse financiare, să avem un lot mai mare, să evolueze într-o cupă europeană. În România doar primele patru clasate se califică la finele sezonului în Cupa ULEB. Cum Energia nu-și propune decât locul 7, singura șansă de a juca în Europa e Cupa Balcanică, o competiție pe bază de invitație. Și anul acesta gojenii au fost chemați să participe între vecini. Pentru asta însă e nevoie de un efort financiar în plus. Mi-aș dori și eu ca echipa de basket în viitor să putem să aducem la Târgu Jiu echipe din Bulgaria, din Serbia, din Muntenegru, din Rusia și ca să putem să demonstrăm, dar asta vom vedea în funcție de buget și de evoluția echipei. În play-off-ul de la finele sezonului regulat se vor califica doar primele patru clasate. Energia nu se poate compara cu Granzi, Asesoft sau Mobitelco Cluj și va încerca să termine mai sus de locul 10 ocupat anul trecut.